Agricultorii reiau de mâine protestele în Piața Marii Adunări Naționale. Despre asta anunță reprezentanții Asociației Forța Fermierilor. Tot vineri se va întruni în ședință comisia creată de Ministerul Agriculturii pentru a analiza situația fermierilor aflați în incapacitate de plata creditelor. Formată din reprezentanții ai Camerei de Comerț și Industrie, administratori pe insolvență, importatorii de inputuri și reprezentanții băncilor comerciale, comisia urmează să elaboreze o listă agricultorilor aflați în dificultate, cei care nu își pot plăti în ratele la bănci și cei care sunt afectați de secetă. Săptămâna trecută, guvernul a anunțat că nu poate îndeplini niciuna din cele mai importante revendicări ale fermierilor. Este vorba despre instituirea unui moratoriu la aplicarea penalităților pentru ratele achitate cu întârziere și alocarea jumătate de miliard de lei pentru compensații în 2024 la culturile de porumb și floarea soarelui. Ieri, comunitatea bancară și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin clienților din sectorul agricol care au luat împrumuturi și întâmpină dificultăți în onorarea obligațiilor asumate. Într-un comunicat, Asociația Băncilor din Moldova notează că este posibil să se ia măsuri individuale, ținând cont de situația specifică a clientului. Amintim că fermierii au organizat o serie de proteste în centrul orașului. Acum două zile, aceștia au adus baloți de paie, saci cu bălegar și cu legume în fața guvernului și a parlamentului, iar la președinție li s-a interzis să lase ceva în fața clădirii. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Voda, a declarat că autoritățile ajută țintit fermierii și nu doar membrii unei singure asociații, inclusiv prin debursarea subvențiilor de 1,9 miliarde de lei din acest an. TVA rambursat, dar și obținerea certificatelor de stare de urgență. În prezent, în fața guvernului, rămân a fi parcate tractoarele fermierilor care spun că nu le vor lua de acolo până nu vor fi îndeplinite revendicările lor.